Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că Ana Maria, tânăra de 19 ani, găsită fără suflare acum o săptămână, putea fi salvată dacă oamenii legii aveau mai multe pârghii și competențe în procesul de căutare. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor publice organizate de Parlament în data de 30 aprilie. Cernăuțeanu le-a solicitat deputaților să modifice legislația astfel încât oamenii legii să obțină acces atât la camerele de supraveghere instalate în spațiile publice, cât și la descifrări convorbirilor telefonice. În primul și în primul rând, pentru a face o descifrare telefonică sau a ridica acoperirea telefonică a persoanelor care au fost în acea rază, nu ai nicio posibilitate la ziua de vineri, seara, sâmbătă și duminică, deoarece niciun operator de telefonie mobilă nu lucrează să-ți ofere descifrările acestea. Nimai vorbind la faptul că toate acestea se eliberează doar în baza încheierii instanței de judecată. În cadrul audierilor s-a discutat și despre introducerea în legislație a noțiunii de femicid, definită ca uciderea intenționată a unei femei din motive misogine sau bazate pe gen. Propunerea a venit din partea unor organizații neguvernamentale. Potrivit datelor prezentate de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, anul trecut au fost înregistrate 21 de cazuri de violență domestică, iar în 2022, 24. În toate cazurile, victimele au decedat. Statisticile mai arată că fiecare a treia femeie din Moldova este sau a fost victima unei anumite forme de violență. Amintim că tânăra de 19 ani, însărcinată în luna a 6-a, a fost găsită fără suflare după 8 zile de căutări. Presa a scris cu referire la surse în cadrul Centrului de Medicină Legală că Ana Maria a fost supusă torturii și cel mai probabil a fost violată. Principalul suspect, un fost polițist și angajat al sistemului penitenciar în vârstă de 45 de ani, pledează nevinovat și nu colaborează cu ancheta.